aruncat în trotuar spălat cu jet, cu detergent. Are desenele astea. E mai bine decât înainte, e mai puțin praf în oraș. Dar tot trebuie făcut ceva cu găutoacele astea, cu glodul din curți, care încă nu sunt asfaltate sau de mult n-au fost. Că altfel degeaba cheltuim detergent. Pasajul ăsta trebuie făcut ceva cu șanță de zgolit de pe margine, că e pericol public, aici poate să moară nu doar bicicliștii și trotinetistele, dar și un șofer mai neatent care intră cu roata acolo, ferindu-se de o boltoacă, de un cățel, de merce. Ia uitați, groapă. Și în gropile astea se adună apă după ploi. Trebuie făcut ceva și cu apa aceea și cu gropile. Claxonez aproape de biciclist. Tu poți să-l sperii și să-l bagi în șanțul ăsta, de exemplu, sau sub roțile altei mașini, sau chiar sub roțile tale poate să intre. Deci aveți grijă de bicicliști. Și voi șoferi, și voi edilei capitalei și ai sectorului 6, faceți ceva cu șanță. Și mă turat și aici, în pasaj, că e strașnic. Pe bordura asta o grămadă de gunoaie, cred că de timpul lui Ceaușescu. Să simțim, să vedem schimbarea promisă.